La aproape un an de când a fost demis din funcție, fostul viceprimar Victor Chirondar putea reveni la Primăria Capitalei. Curtea de Apel Chișinău a admis recursul lui Chironda și a suspendat executarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău din iulie anul trecut. Astăzi, fostul viceprimar a depus cererea de reabilitare și restabilire în funcție și spune că este hotărât să-și facă dreptate după ce a fost demis ilegal. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a reacționat ironic și spune că birouri libere nu mai are. Iar Fadina Gacevski, numit viceprimar după demiterea lui Chironda, a decis să îi dea o lecție juridică și îl asigură pe acesta că totul este legal. Eu nu pretind să fiu neapărat viceprimar. Eu nu am nevoie expres de funcție sau de birou respectiv. Eu vreau să restabilesc un adevăr, eu vreau să demonstrez că demiterea mea a fost una pur politică, o răfuială politică elementară pentru faptul că am refuzat să semnez certificatul de demolare a Hotelului Național și am mai sesizat multe alte încălcări. Declarațiile au fost făcute astăzi de viceprimar după ce a depus cererea de restabilire în funcție. Chironda a declarat că are toate argumentele și dovezile necesare pentru a demonstra că actul de constatare a absenței sale, în baza căruia a fost demis, a fost falsificat. La scurt timp, după anunțul despre revenirea în funcție, acestuia, edilul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Am văzut că cineva tare se cere în echipa mea. Votul de încredere l-am dat, votul de încredere l-am retras. Lucrez cu echipa pe care o aleg. Cât ține de partea legală, se vor expune juriștii pe partea logistică. Birouri libere nu avem, a declarat printre altele Ceban. În replică, viceprimarul suspendat a spus că primăria nu este compania privată a edilului și că aceasta trebuie să fie pedepsit pentru ce a făcut. Poate să lucreze cu cine vrea. Eu am avut o funcție care este nu este, să zic, firma, compania lui Ion Ceban. Este o instituție publică plătită din banii publici. Am avut o funcție de răspundere, de înaltă răspundere, am fost responsabil pentru dezvoltarea urbană, am sesizat o serie de încălcări făcute de funcționari din primărie și pentru asta am fost demis. Totodată, Chironda a declarat că atunci când va fi examinat cazul în fond, va cere să îi se achite salariul pentru cele 10 luni în care a fost demis ilegal. Și asta nu pentru că ar avea nevoie de acei bani, spune Chironda, ci pentru a demonstra că, prin acțiunile sale, edilul a prejudiciat bugetul municipal. Pentru anul 2020, Chironda a indicat în declarația sa de avere un salariu anual de peste 240.000 de lei. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație! Scanează QR code.